sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi o chemăm la raport pe Georgeta Carmen Holban, aleasă în circumscripția electorală numărul 16 Dâmbovița pe listele PSD. Acesta este primul mandat al deputatului de Dâmbovița. Înainte să ajungă în Parlament, a fost viceprimar al Municipiului Târgoviște, face parte din Comisia pentru Sănătate și Familie. Dacă ținem cont de statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților, Holban este un parlamentar inactiv. 18 luări de cuvânt, 12 declarații politice, 13 întrebări și interpelări, 44 de propuneri legislative inițiate. Întreaga durata luărilor de cuvânt este de 27 de minute și 17 secunde. În actualul mandat a avut 2509 voturi. Prezența sa la votul electronic este de 80. Și 4%. Pentru munca prestată în Parlament, încasează o indemnizație lunară de 10.003 10 lei. Dacă nu este activă în Parlament, cel puțin în teritoriu are o activitate destul de intensă. Organizează periodic întâlniri cu cetățenii, iese în mass media cu declarații și conferințe de presă, postează pe rețelele de socializare. Domnul Iohannis a intrat într-o campanie electorală evidentă și încearcă să se așeze în vârful unor subiecte majore legate de economia țării și reperele a actualei guvernări. Din păcate, pentru domnia sa, nu stăpânește deloc aceste subiecte și sau le prezintă într-o formă incorrectă menită să manipuleze. Să vedem acum care sunt punctele tari ale deputatului PSD Dâmbovița. Prezență ridicată la votul electronic, comunicare bună în mediul online, fidelă partidului din care face parte, fără probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele. Număr redus de propuneri legislative, luări de cuvânt puține în plenul Camerei Deputaților. Pentru întreaga activitate depusă de la începutul mandatului din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 7 deputatului PSD Dâmbovița, Carmen Holban.